Ok, bună ziua! Lumea socială liberală este importantă să afirme că acest referendum este despre Traian Băsescu, despre mandatul lui Traian Băsescu și despre răspunsul pe care românii doresc, trebuie să dea, apropo de ceea ce a semnat în ultimii ani regimul Băsescu. Acest referendum nu e despre Uniunea Europeană, nu este despre un potențial candidat la președinție, nu este nici despre mecanismul de cooperare și verificare. Totuși, anumite răspunsuri trebuie date, pentru că am văzut în intervenția președintelui Partidului Democratic Liberal încă o mostră a propagandei jegoase la care se pretează susținătorii președintelui demis. PD-ul și toată echipa din Traian Băsescu, care are o responsabilitate uriașă în dezinformarea pe care a practicat-o la nivel european, la nivelul cancelarilor importante din Uniunea Europeană și din NATO, dorește acum să ne ofere o isterie pe tema mecanismului de cooperare și verificare. Noi considerăm cu toate ingredientele necesare pe care le-au extras din arsenalul propagandei totalitare. Românii sunt speriați acum că dacă Traian Băsescu nu va mai fi președinte și ne sperăm că nu va mai fi pe 29 iulie, românii nu vor mai avea drept de liberă circulație, românii nu vor mai primi fonduri europene, agricultorii vor fi necostuiți și așa mai departe. De fapt, PD-ul nu încearcă decât să creeze spaime colective, astfel încât să împiedice românii să vină la acest referendum pentru a-l demite pe Traian Băsescu. Noi credem, Uniunea Socială Liberală, că acest document dat publicității astăzi de către Comisia Europeană trebuie citit într-o manieră echilibrată, el nu trebuie să devină un prilej de dispută politică națională, iar Guvernul României, suntem convinși, va extrage din acest document toate lucrurile pe care va trebui să le facă în domeniul afacerilor interne și justiției în perioada următoare. În ceea ce privește partea politică, care naște, chiar și dintre colegii noștri, frustrări pentru care simt neadevărul venind alimentate de cei din interior, venind cumva dinspre Europa. În ceea ce privește aceste apreciări politice, partea politică, noi suntem convinși că după ce referendumul va fi validat, după ce situația politică se va normaliza, și, dacă vreți, percepțiile colegilor noștri de la Bruxelles vor deveni din ce în ce mai echilibrate. De altfel, așa cum arată și nuanțele, pentru că domnul Blaga, probabil nici în limba engleză, n-a citit primele pagini ale raportului cu nuanțele. Așa cum arată și nuanțele pe care Comisia le-a introdus în aceste două pagini, va sigur că le-am citit cu multă atenție, arată că deja probabil cei care au redactat acest raport au semne de întrebare, dubii privind veridicitatea tuturor informațiilor care au fost furnizate de oameni absolut responsabili, care au angajat, care au angajat probabil cea mai negativă campanie de denigrare a imaginii exterior. Dacă aveți